trebui să-l omorâm. Da. Va trebui să-l omorâm. Spui asta într-un fel ciudat. Sunt obosită. Aș vrea ca ăsta să fie ultimul. E groaznic de obositor să ucizi. Dar pe urmă vreau să plecăm împreună. Vom pleca. Și va fi o clipă mare, hai să vezi. Și știi bine că până la urmă nici măcar nu e vorba de a ucide. Își va bea ceaiul și va adormi. Și așa adormit îl vom duce la râu. Și îl vor găsi după multă vreme, alături de mulți alții care nu vor fi avut norocul lui și se vor fi aruncat în apă cu ochii deschiși. Mai ții minte ziua când am fost să ajutăm la curățarea barajului? Mi-ai spus atunci că ai noștri au suferit cel mai puțin și că viața e mai crudă decât noi. Da. Aproape că nu e o crimă. E doar o intervenție. Un brânci ușor prin care pui capăt unor vieți necunoscute. Da. Viața e mai crudă decât noi. Poate de asta mi-e greu să mă simt vinovată. Ce cameră îi dă? Oricare, dar să fie la etajul întâi. Categoric. Data trecută ne-am chinuit îngrozitor cu cele două etaje. Auzi-mă! E adevărat că... acolo, la mare, nisipul îți arde tălpile? N-am fost niciodată acolo. Dar mi s-a spus că soarele mistuie totul. Eu am citit undeva că mistuie până și sufletele. Că face trupurile să strălucească, dar le golește pe interior. Oare asta te face să visezi, Marta? Nu știu. Cred că da. M-am săturat să-mi tot port sufletul cu mine și ard de nerăbdare să ajung acolo unde soarele ucide toate întrebările. Simt că asta nu e casa mea. Dar până atunci mai sunt multe de făcut. Iar dacă totul merge bine, voi pleca cu tine. Numai că eu nu simt că o să mă duc acasă. Ce bine ar fi să găsesc dintr-o dată și somn și uitare. Pregătește totul. Repede. Vezi? Norocul e de partea mea. Nu vreau să rămân aici cu tine. Am să tac și am să aștept să te recunoască. Mai trăda. Și am 5 ani de când suntem căsătoriți. Da. Vor fi 5 în curând. Noaptea asta e prima noapte când vom fi despărțiți. Iubit întotdeauna la tine totul. Și ceea ce nu înțelegeam și îmi dau seama că de fapt n-aș vrea să fie altfel. Dar mi-e teamă de patul pustiu către care mă gonești. Mi-e teamă să nu mă părăsești, Jean. Nu trebuie să te îndoiești de dragostea mea. Nu mă îndoiesc. Doar că există dragostea ta și există visurile sau datoriile ta. Și nu scăpi atât de des printre degete și când o faci, ca și când te odihnisă tu de prezența mea. Dar eu nu mă pot sătura de prezența ta și în seara asta nu pot să rămân singură. E o copilărie. Da. E o copilărie.
Și nu e vina mea că se de aici mă îngrozesc. Înțelege că am făcut un legământ de care trebuie să mă țin. Ce legământ? Legământul pe care l-am făcut în ziua în care am înțeles că mama are nevoie de mine. Mai există și un alt legământ. Care? Stop. Vă înțeleg atât de bine. Sentimentul ăsta al dumneavoastră e sentimentul pe care îl întâlnești la capătul unei vieți de muncă. Dar poate că toate astea ar fi fost altfel dacă ați fi fost ajutat. Dacă ați fi primit sprijinul unui braț de bărbat. L-am primit. Cândva. Dar erau prea multe de făcut, că nu mai reușeam soțul meu și cu mine. N-aveam timp să ne gândim unul la celălalt. Și chiar înainte să fi murit, cred că-l uitase. Înțeleg. Dar, dacă ați fi avut un fiu, poate că nu l-ați uitat. Mamă, știi bine că avem treabă, da? Un fiu? Sunt femeie bătrână, domnule. Femeile bătrâne se desfață să-și iubească până și fii. Inima se uzează. Adevărat. Dar de uitat nu uită niciodată. Un fiu care ar veni aici, ar avea parte de ce are parte orice alt client. O indiferență binevoitoare. Toți clienții noștri au înțeles asta. Au primit o cheie și au primit o cameră. Dar nu l-au vorbit despre inima. Și au rămas mult timp la dumneavoastră? Unii, da. Pentru ei am făcut tot ce trebuia ca să rămână. Alții, în schimb, care erau mai puțin bogați, au plecat a doua zi. Pentru ei nu am făcut nimic. Eu am bani. Mulți. Și mi-ar plăcea să mai rămân o vreme la dumneavoastră. Am uitat să vă spun că pot plăti în avans. Nu. Nu asta mă cere. Dacă sunteți bogat, atunci e bine. Dar vă rog să nu ne mai vorbiți despre inima dumneavoastră. Noi nu putem face nimic pentru ea. Iar aici nu veți găsi nimic care să semene a familiaritate. Îți cheia. Și nu uitați că dacă vă primim aici, o facem din interes. Și cu tot calmul. Iar dacă vă păstrăm, o facem tot din interes. Și cu același calm. Vă rog să o scuzați, domnule. Sunt subiecte pe care nu le-a suportat niciodată. Lasă fiule că nu sunt din firmă. Uită-te la mâinile astea puternice care mai pot să țină picioarele unui bărbat. Oare vorbele mele v-au făcut să cădeți pe gânduri? Nu. Vă rog să mă iertați, dar aproape că nici nu am auzit ce ați spus. Dar de ce mi-ați spus, fiule? Vă rog să mă scuzați. N-a fost un semn de familiaritate, ci un mod de a vorbi. Pot să merg în cameră? Da. Bătrânul servitor vă așteaptă pe coridor. Aveți nevoie de ceva? Nu, doamnă. Dar vă mulțumesc pentru primirea pe care mi-ați făcut-o. Spre ideea pe care doresc să o propun cu acest spectacol, este ideea echilibrului universal. Am călătorit mult în 15 ani și am văzut și am înțeles că sunt foarte mulți oameni care nu cunosc aceste reguli, aceste legi, să le spunem așa, universale și ca și concluzie intră, ca și personajele din neînțelegerea, în capcane karmice, cum ar veni, adică fiecare acție are o reacție. Tot ceea ce noi facem, primim înapoi. Mai ales momentul în care ne aflăm noi, umanitatea, în ziua de astăzi, acest spectacol este un semnal de alarmă pentru întreaga umanitate, pentru că ideea mea este
să luăm acest spectacol, să-l ducem cât mai departe pentru a-l prezenta la cât mai multe culturi și popoare posibile. În momentul în care noi încălcăm aceste reguli universale, universul tinde să se reechilibreze. Asta se întâmplă și de vrem și de nu vrem. Ideea este că în momentul reechilibrarea aceasta se face întotdeauna prin moarte, prin distrugere, adică universul trebuie să elimine blocajul care i s-a pus și le elimină. Și se vede, este o triplă tragedie această neînțelegere. Dar nu este doar neînțelegerea lor, este neînțelegerea noastră, pentru că ceea ce se întâmplă în lume cu umanitatea în momentul de față este problema neînțelegerii, a non-comunicării. Ceea ce se întâmplă cu aceste personaje, cu acești indivizi, este că ei nu au pierdut comunicarea. Și odată ce s-a produs acest blocaj al comunicării, încep să se construiască ziduri. Uitare, așa cum spune mama. Și încet, încet, aceste ziduri vor închide personajele astea și la un moment dat va fi atât de dificil, imposibil, să se mai producă contactul. S-au pierdut obiceiurile, s-a pierdut iubirea și în momentul în care s-a pierdut iubirea, se sfârșește totul. Acolo unde iubire nu e, nimic nu e. Asta este ideea neînțelegerii. Este un mesaj, este un simbol pentru întreaga umanitate. Uitați, oameni buni, ce se întâmplă. Toți dorim să visăm. Toți vrem să ne atingem scopurile, dar nu putem să ne atingem scopurile încălcând legile universale, în non-armonie, în non-echilibru. Și sper din tot sufletul că acest spectacol, acest mesaj va ajuta cât mai mulți indivizi posibil să nu ajungă în situația acestor personaje din neînțelegere. Deci, apropo de neînțelegere, să înțelegem că pe final se reechilibrează balanța? Da. Da. Nu am vrut să dezvălui imaginea balanței, pentru că vreau să fie doar la spectacol, dar este balanța. Păi este și o lumină pe ea, nu știu cum n-ați vrut să o dezvălui. Da, nu, e doar imaginea balanței, e ok. Nu am vrut să dezvălui ce se întâmplă cu balanța. Adică aceste personaje, deja în momentul în care începe spectacolul, se va vedea clar că ele încep cu o karmă. Deci deja aceste personaje au acumulat în acești 20 de ani de când fiul a plecat, au acumulat foarte multă karmă prin crime, prin lucruri necurate și așa și începe spectacolul. Bătrânul servitor reprezintă de fapt universul. Dumnezeu, Ying Yang, Alfa și Omega, cum vrem să-l numim. El reprezintă echilibru și armonia perfectă. Și în momentul în care începe spectacolul, așa și începe, bătrânul servitor, adică universul, arată că aceste personaje au o karmă. Cu fiecare sfârșit de act, cu fiecare acțiune a lor, el vine și din nou arată cum se încarcă tot mai mult această karmă, acest bulgăre care crește tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare, până când în final, când se termină, s-a ispășit prin durere, prin moarte, prin suferință, s-au mântuit. Li s-a dat dreptul la o nouă viață spirituală. Și atunci, tot el, bătrânul servitor, va arăta cum se reechilibrează balanța. Universul nu este nici bun, nici rău. Este neutru. Asta nu înțeleg oamenii. Și asta doresc să transmit cu acest spectacol. Depinde doar de noi.